Claro que sí. John Albert ne prezintă casa lui de multe milioane, în care sălășluiesc și niște suflete pereche, Doamne, câteva fete, ca și aici de binevoinicului. Bună seara, sper că ne auzim. De văzut, te vedem. Hola. Hai să auzim. Bună și seara, bună seara, domnul Capatu, bună seara tuturor invitaților. Da, în Marbella vă invit în această seară. Marbella, da, am greșit eu. Da. E și lumina acolo. Uite că e lumina, nu? Tot cum? E lumina, cum de e încă lumina? Da. E încă lumina, pentru că... Da, e 9:30, este... probabil, acolo ești. Este, da. Încă vreo 15-20 minute mai avem lumină, deci nu mai bine să vă prezint. Da. Plus că la banii lui poate să facă lumină când vrea. Și la ai... casa aia de vreo 5 milioane de euro. Ia să vedem și noi. Aia e casa, cea care se vede în spatele tău, nu? Cu portița deschisă. Da, mai am prieteni care vin și zic, întreabă dacă cumva a fost casa lui Tony Montana, că e asemănătoare din film. Am înțeles. E gândit Mamă. Așa? Ca o copie? Nu. E doar o, e doar o coincidență arhitectonică. Da, are o arhitectură diferită. Poate a fost Tony Montana pe acolo și... Sau așa. John, hai să ne arăți și nouă casa. Muestra-ne la casa, sigur. La queremos ver. Da, în primul rând să vă arăt ce automobil de lux mi-am luat. Ia. E super pentru Spania. Ia. Ia. Cele mai bune. 500. Cele mai bune pentru Italia, pentru Spania, sunt perfecte. Deci faci treaba, cu ele cu mașini de lux aici, majoritatea au vile super scumpe, dar se dau cu ea. Da, mi se pare corect. Ia să vedem. Îmi place că e ușa din aia mare, așa, impunătoare, frumoasă. Da. Mamă, ce candelabru, nebun. Cum ți-ai ce candelabru în spaniolă? Los candelabros. Lasă-mi, ia-mă ușor. Los candelabros. Cuantalus, tine, sunt la casă. Da, are o înălțime generoasă. Da. De 7 metri. Câte camere are vila? 9 dormitoare, 3 livinguri, 9 băi, un club, o sală de jocuri. Ai făcut-o tu pe gustul tău sau ai cumpărat-o gata? Nu. Casa este construită în anii, undeva în 2009. Da. Eu am cumpărat-o de acum un an. Am înțeles. Când a început nebunia cu război, eu m-am mutat în Spania, în zona de nord, și nu era climat chiar ca aici. Uh-huh. Interior m-am mutat în Marbella și m-am degustit de casă. Arată-ne și living-ul. Văd că ai tot felul de obiecte care par dintre cele mai scumpe. Văd și o canapea frumoasă, văd și o masă interesantă. Multe lucruri le-am cumpărat direct cu casa. Eu mi-am mai pus semnătura. De exemplu, sunt foarte bun la șah, domnul Capatu, dacă vreți. Cum ai zis, Dan, că se zice la asta de șah? Sunt piesele alea pe care le dai la o parte când vrei să joci table. Bravo! S-a părut genial! Foarte tare! Da, living-ul, ăsta e unul dintre living-uri, e generos. Aici am în permanență un băiat pe partea de pază, pentru că, cum ați spus mai devreme, avem multe fete și... Am înțeles. Care este locul din casă? Care este locul din casă în care faci petrecerile acelea nebune cu fetele acelea frumoase? Odată în sau invers, petrecerile alea frumoase cu fetele alea nebune. În clubul din subsol, doar că faceți voi cum vreți. Da. În clubul din subsol, doar că am stabilit cu domnul Horatiu. Da. Că data viitoare prezentăm clubul și zona de jocuri ca să aibă permisie de la domnul Capatu să vină. Ok. Vedem, mă, poporul se distrează prin reprezentant. Exact. Noi stăm aici, el se duce să filmeze. Uite, păi, și tu, dacă asta e treaba. Da. Aici e o zonă de birou unde ar trebui să lucreze vreo 10 persoane, dar lucrez doar eu. Da. Bun, și să ieșim puțin afară, cât încă mai avem lumină. Te rog, da, te rog. Stai să vezi. Uite, ce piscină nebună are. Uite, și așa cu living-ul dintr-un colț. Da, din bună. Living se vede direct marea, adică avem marea super aproape. Acum se construiește marea, că vă macarau aia. Casa este aproximativ lângă Puerto Banus? Nu, este lângă mall-ul... A, uite ce bine la piscină acolo. Eu ce întrebam lângă... eu și ce fete frumoase erau lângă piscină. Da. Lângă mall-ul Canada, adică la jumătate de kilometru de centru, de centru vechi. Fetele sunt de la noi sau de la ei? La cum arată, cred că sunt de ale noastre. Una noastră, una de-a lor și mai sunt mai multe prin casă de aici. Ele stau permanent cu tine sau care e? Da, care da. Asta e interesant în Marbella, că sunt fete de peste tot din toată lumea. Am întâlnit de oriunde. Am înțeles. Și da, stau permanent. Deci, cele mai bune portocale le-am mâncat din curtea mea. Deci incredibil de bune și mari, cât cum nu. Sunt dulci, foarte dulci, presupun. Nu cred că o să avem foarte mult timp să arătăm tot, doar că grăbim un pic pasul. Da. În zona asta mi-am pus și o saună și o zonă de masaj. Da. Păi, cam tare ce văd. Ne poți spune cam cât a fost toată proprietatea asta? Sau, 4 milioane 700 de dolari. Având 750 de metri util, desfășurat mai mult, da. Aproximativ 2500 de metri curtea.
Am înțeles că ai și un garaj în care ții mașinile. Un garaj foarte mare. Și frumos. Uite, am chiar și un bunker. Aha. Acela e patul meu de vară, care îl vedeți în dreapta acolo. Da, adică baldachinul. Cel puțin o lună am dormit noaptea, în fiecare noapte acolo. A, chiar dorm nopțile acolo. Păi da, că e corătoare. Da, cât de cald frumos. E și frumos. Și e mare în cap căldura, și fetele. Căldura este constantă aici vara, adică nu ne trezim cu înghețat noaptea. Uite, văd și un grătar, vezi, nu s-au pierdut obiceiurile românilor, chiar dacă sunt plecați peste hotare. Păi cum, mă? Sincer, o să mă fac de râs cu grătarul ăsta, dacă să vă uitați la el. Cam micuț. La casa aia 5 milioane, John. Da, eu cred că nu grătarul e principala atracție. Uite și un BMW frumos. Mă, civilizat. Din 1985, refăcut complet. Foarte tare. Ceva interesant, ce n-am văzut nicăieri, asta este baza piscinei, e ca un bunker atomic. Filme Just a Little. Eu cred că are și multe locuri ascunse, Dan, această vilă somptoasă. John, unde te găsește lumea care vrea să te urmărească și să te, și să-ți dea acolo un like? Pe Instagram, pe johnalbert.ace. johnalbert.ace, așa îl găsim. Da, organizăm destul de des petrecere aici. Și îi dăm și un follow că merită. Deci, până la urmă, scopul este să se simtă lumea bine, tu inviți fete acasă, promovezi toate petrecerile astea pe Instagram. Noi facem content, tot ce înseamnă Instagram, TikTok și mai departe, și e win-win. Fetele se distrează, noi creștem. Auzi, ne-a Andonare casă lângă tine, cumva? Cine? Andone. Nu știu cine este. Andone, fotbalistul celebru. Tot în Marbella are, ba da. Nu știu. Eu știu că fac culoare. Da, mă rog. Nu cunosc, dar oricum Marbella este destul de mare, adică am putea să... Cred că este cât mai mare decât Brașovul. Da, normal, nu, mi se părea că văd locuri cunoscute. Mi-a trimis niște filmări și el. Nu cu fete, că e om însurat la casa lui, da. Ok. Vă trimite direct locația să veniți odată. Mulțumim mult. Nu știu dacă o mai ajunge noi, dar poate reușim să trimitem o echipă de filmare să surprinde câteva aspecte din petrecerile alea. Da, dacă Horațiu nu poate să meargă, îl găsim pe cineva dacă e să... Da, te oferi tu? Da, păi dacă tot la neamărim mă trimite. Să fie și un reprezentant al prezentatorilor. Da. Mulțumim mult, John. Mulțumim. Sper să fie toate lucrurile în limita legală, pentru că mi-aduce foarte mult. E o asemănare izbitoare cu ce făceau frații Tate, cu genul de petreceri, cu fete și uite că ei au problemele pe care le au. Nu cred că e cazul aici. E frumos să-ți permiți să fie bine, să nu fie rău, să fie distracție, viață, să fie bucurie.